Zeci de copii, elevi la mai multe școli din Drobeta, Turnu Severin, au luat parte în Duminica Florilor la cea de-a 15-a ediție a concursului național catehetic denumit Tineri și Vârstnici să laude numele Domnului. Evenimentul, devenit deja o tradiție pentru Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Turnu Severin, a adus împreună tineri și vârstnici într-un concert inedit de pricesne. La final, copiii au fost răsplătiți cu daruri oferite de parohie. În fiecare an, Biserica Sfântul Ioan Gură de Aur din Drobeta Turnu Severin răsună de glasul copiilor care vin să cânte pricesne de sărbătoarea floriilor. Concertul de pe 9 aprilie, când creștini ortodoxi au sărbătorit intrarea lui Isus în Ierusalim, a reunit atât voci ale tinerilor cât și ale credincioșilor vârstnici. Da. Concursul național catehetic, ajuns la 15-a ediție, se bucură de o mare popularitate atât în rândul copiilor, dar și al vârstnicilor. Zeci de credincioși au luat parte la slujba dedicată sărbătorii floriilor. La finalul evenimentului, copiii au primit pachete cu dulciuri din partea parohiei. Concursul Tineri și Vârstnici să laude numele Domnului își propune să valorifice relația omului cu Dumnezeu și să promoveze legătura de apropiere dintre oameni, cu precădere relația tinerilor în raport cu vârstnicii.